Cum ați primit propunerea să jucați în această comedie a domnului Petre Năstase? Am avut șansa să fiu prieten cu scenaristul. Vorbesc serios, adică scenaristul Ovidiu Niculescu, prietenul meu din copilărie, m-a chemat într-o seară la el. Băi, vin să citesc scenariu. Și mă sună peste vreo două luni, băi, vezi că am vândut scenariu. Ne, nu cred că ai vândut. Ba da, uite, l-a luat Petric, a crezut în el și l-a luat Petre Năstase. Și ghișeu, o să joci rolul Constantin. Nu joc, mă, niciun rolul Constantin, lasă-mă în pace. Zic, da, nu mă joci, tu joci rolul Constantin, ai rolul ca lumea.